Bine v-am regăsit la un nou videoclip, care de data aceasta nu este daily, chiar dacă începe din mașină. Pentru că am stat eu și m-am gândit, oricum trebuia să ajung la Jumbo să văd dacă mai trebuie să cumpăr ceva pentru petrecerea lui Luca, care se apropie cu pași repezi, și m-am gândit să vă iau cu mine, să vedem ce mai este nou în magazin. Pentru că n-am mai fost din decembrie, deci din Vlogmas nu mi-au mai călcat picioarele prin Jumbo și habar nu am ce mai este nou. Și de asemenea, să știți că mai am un motiv și v-am anunțat că vreau să fac un giveaway back to school. Sper din suflet ca produsele pentru școală să fie deja băgate în magazin. Este astăzi, ce dată e, că nici nu știu, 25-a 7-a. Din ce știu eu, școlile încep destul de vreme în septembrie, așa că în mod normal ar trebui să fie introduse aceste produse. Așa că vreau să mă asigur că iau tot ce-mi doresc pentru acest premium, ca să dăm drumul la giveaway cât de repede se poate, să-l lăsăm 2 săptămâni și apoi să și trimit coletul, astfel încât persoana care câștigă să aibă timp să-și mai cumpere, nu știu, poate chestii pe care și le dorește și nu au fost introduse în premiu, cu toate că eu de obicei îl fac destul de complex, să-l numim, adică încerc să mă gândesc la toate aspectele. Așa că avem 2 targeturi. Produsele pentru giveaway și produse pentru Luca, dacă mi atrage ceva atenția, pentru că în mare ne-am cam organizat așa și sunt super curioasă să văd ce mai e nou pe acolo. Eu sincer mă aștept la multe produse pentru vară, chestii astea pentru piscină, pentru că totuși mai este o lună de vară până vine toamna și până când începe școala, adică lumea se mai duce în concedii, mai ales în luna august. Deci mă aștept la multe produse de acest gen, dar în rest, nada, stați un pic, sper să, da, exact ce ziceam, speram să stați pe poziții, dar din păcate nu se poate pentru că este caniculă în București, sunt 35 de grade la ora asta, 10 și ceva, și toate dispozitivele mele din mașină s-au înmuiat, așa că o să închei aici, cred că stați și strâmbi cu ocazia asta. Și o să ne vedem din Jumbo, o să merg la cel din voluntari pentru că mi este cel mai aproape. Dacă ar fi să aleg și mi-ar permite timpul și traficul n-ar fi atât de aglomerat, m-aș fi dus probabil la cel de la Paladi, adică acela dinspre Autostrada Soarelui, dar e mult prea departe și nu-mi permite timpul să stau atât de mult plecată, așa că o să mergem la voluntari. Din punctul meu de vedere, cel din Paladi este mai bine aprovizionat. Stați să vă țin că sigur veți cădea din nou. Așa că dacă stați mai aproape de Paladi, mergeți acolo. Dacă nu, mergeți la voluntari, că sigur găsiți și acolo ce aveți nevoie. Bun, gata, închei și ne vedem din Jumbo. Și am ajuns la Jumbo. Am tras un pic așa o mică sperietură, dar vă povestesc când ies. Bineînțeles că la intrare, așa cum așteptam, avem produse pentru plajă. Tot felul de pistoale din acestea cu baloane. Astea cred că le-am mai văzut și anii trecuți, nu e nimic nou. Uite, asta n-am văzut-o în schimb și mi se pare foarte interesantă. Mi se pare haioasă și este 8 lei și în principiu articole pentru plajă. Pentru copii mai mici și chestia asta mi se pare foarte interesantă, aparat pentru baloane de săpun și este ca o mașină de tuns iarba. În ultima perioadă am văzut că astfel de jucării sunt foarte la modă și este vorba despre cuburi din acestea magnetice. Setul acesta, spre exemplu, este 150 de lei, dar există și mai mic, așa, la 70 de lei, 69,99, vă zic direct prețurile rotunjite, așa mai mic la 50 de lei sau și mai mic la 20 de lei. Mi se par destul de interesante pentru copii, pentru că le mai stimulează așa creativitatea. Și așa cum ziceam, dacă aveți nevoie de produse pentru plajă, puști și tot felul de astfel de minunății, găsiți aici, la prețuri relativ decente, 8 lei, 9 lei, tot felul de nebunii de acest gen. Există aici o secțiune și cu jucării în acestea pentru copii foarte, foarte micuți, care, sincer, mie mi se par super potrivite și ajută așa să înțeleagă cât de cât formele. Uite, asta mi se pare foarte drăguță și sunt convinsă că aici, la mijloc, există un arici, și poți tăia, practic, fructul cu ajutorul acestui cuțit de lemn și există așa și cu legume, 13 lei setul sau așa cu animăluțe, cu
cu cifre, de ce nu, cu fructe acolo. Deci, da, astea chiar le recomand și știu că lui Luca i-au plăcut foarte mult. A, uite, și cu unelte. Și astea mi se mai par drăguțe. Ca să-i ajutăm să înțeleagă ceasul, lunile anului și zilele săptămânii. Ăsta, spre exemplu, este 35. Multe jucării aici cu Peppa Pig. Sunt convinsă că Fabian al Sandrei, Sandra Niculaescu, ar fi foarte încântat dacă ar vedea ce se află aici. Ah, și uite, sunt și plușuri cu Peppa Pig. Vai, cât de drăguțe sunt! Foarte drăguțe! Ia să vedem de curiozitate, 60 de lei sau 90 de lei, așa rucsăce. Întotdeauna am văzut Barbie la Jumbo, dar acum cu siguranță o să vedem și mai multe. Voi mai puteți cu Barbie? Nu știu, întreb de curiozitate. Da, multe păpuși Barbie, așa că dacă ați intrat în nebunia asta, să știți că le găsiți la Jumbo și eu cred că, sincer, sunt mai ieftine aici decât în alte părți. Cred eu, nu sunt 100% convinsă, dar am eu așa un feeling. Uite, spre exemplu, aceasta este 80 de lei. Știu că am căutat la un moment dat pentru un cadou și aici le-am găsit cel mai ieftin. Uite, și asta e foarte drăguță. Tot la 80 de lei. 50 de lei. Uite, un set acolo cu o măsuță pentru beauty. 40 de lei. Vanity, așa se numește. Sau ce asta? Pentru bucătărie, 40 de lei. Tot felul de accesorii, îl avem și pe Ken. El era Ken, nu? 30 de lei, da. Deci chiar cred că prețurile sunt mai mult decât decente aici la Barbie. Și uite, setul acesta mare, tot așa cu bucătărie, 80 de lei. Și aici sunt multe seturi interesante pentru copii. În continuare, ceva cu Barbie, este un aparat pentru autocolante și tot felul de jucării dintre acestea, cu ajutorul cărora copiii pot crea diverse obiecte. Uite, asta e un set foarte drăguț, așa poți crea brățări la 60 de lei. Sau aici poți să faci parfumuri super interesante. Deci, dacă aveți nevoie de cadouri pentru copii, eu zic că Jumbo este locul potrivit. Și uite, aici avem și un mega laborator de chimie cu peste 100 de experimente inedite și sigure la 90 de lei. Și câteva produse cu Harry Potter, niște baghete aici la 50 de lei. Astea, sincer, mi se par cam scumpe, o figurină 50 de lei. Nu știu ce capsulă ar putea fi, ce colecție, pardon, ar putea fi asta. Citeam aici Magical Capsules sau plușuri la 80 de lei. Dumbledore, Harry, Hermione sau... În continuare, la Jumbo puteți găsi accesorii pentru telefon și pe astea nu le-am mai văzut. Sunt niște curele din acestea lungi, 15 lei. Sau puteți găsi în continuare minunile astea super colorate. Nu știu sigur dacă mai sunt în trend sau nu, dar nici nu contează. Dacă vouă vă plac, nu știu de ce vă reține chestia asta, sau mai sunt astea la 10 lei. Și o secțiune întreagă cu produse pentru sport sau sală și... Mă bate gândul să-mi iau săculeții ăștia, doar că sunt cam ușori, 0,5. A, uite, i-am găsit pe aceștia la 1 kg, 40 de lei sau 30 de lei cei mai ușori. Mai sunt și discurile acestea pentru alunecare, foarte interesante, la 15 lei. Tot felul de mânhere pentru flotări, de exemplu. Multe chestii utile, acum nu știu sigur cât de bune sunt, pentru că nu mi-am luat niciodată produse de sală de aici. Dar în mare parte găsiți cam tot ce aveți nevoie și aici o mulțime de bidoane și sticle pentru sport. Și da, se pare că au introdus produsele de papetărie pentru școală, deci suntem pregătiți. Uite, setul ăsta mi se pare foarte, foarte drăguț. Am aici o chestie foarte interesantă pe care, uite, hai să vă dau așa un spoiler, am luat-o. Și multe, multe alte produse, tot felul de clipsuri. A, capse. Am nevoie de capse, am nevoie de capse, bine că le-am văzut. Și sunt o mulțime în secțiunea aceasta. Chestia asta mi se pare super drăguță. Este așa un suport în formă de valiză, 15 lei costă, dar nu știu cât de practic ar fi, adică se deschide de aici și poți pune în el diverse minuni. Mi se pare foarte drăguță, dar, repet, nu știu dacă v-ar ajuta. Găsim și caiete la 20 de lei și la fel mi se par foarte drăguțe, Dictando. Calitatea, să știți că mi se pare bună, a foilor. Și mai este și ăsta așa pe albastru, Enjoy Every Moment. Și aici se scrie Everything is Possible. Sau
le mai au și paste așa mai simple și la fel, calitatea pare ok. Acestea sunt 10 lei. Și dacă nu vă plac acelea, să știți că aveți aici un raft întreg de caiete mici, mari. Deci ca să știți, dacă vreți să evitați aglomerația din august, probabil de la sfârșitul lunii august, puteți veni pentru că găsiți tot ce aveți nevoie pentru școală. Deci ăsta e drăguț, 8 lei. Foarte drăguț. Toate sunt dictando, trebuie să le caut și pe cele de matematică. Uite aici un set de creioane, cred că pe ăsta l-am luat anul trecut, dacă mi-amintesc corect. Radiere, deci tot ce aveți nevoie puteți găsi. Există o secțiune întreagă cu stilouri și astea cred că nu le-am mai văzut anul trecut și mi se par foarte drăguțe. Cam așa arată, 10 lei. Da, știam că există card cadou, știam. Foarte, foarte drăguțe. Și uite, ăsta mi s-a mai părut iar foarte drăguț. La prețuri super accesibile sau puteți găsi așa și de la Pelican, de ce nu? Și aveți și aici la picuri de la Faber-Castell, tot așa Pelican. Deci, da. Și aici multe alte produse, pixuri cu sclipici, cu pixuri colorate cu sclipici am găsit și mate și tot ce vreți. Uite, hai să vi-l arăt pastea. Astea mi s-au părut foarte drăguțe. Puteți găsi și tot felul de agende. Aceasta mi s-a părut foarte drăguță. Decisions Determine Destiny. Și are o culoare așa foarte drăguță, seamănă cu o catifea. 15 lei și uite și asta mi s-a mai părut interesantă la 20 de lei. Și vine în interior cu un carnețel de genul ăsta. Sau ar mai fi asta de aici, care are un fermoar aici. A, cred că poți pune diverse acte și arată așa ca o agendă. Poți pune data, tot ce trebuie. Deci foarte drăguțe și astea. Însă asta mi s-a părut foarte, foarte interesant. Sau mai sunt seturile acestea cu agendă cu sclipici pix sau aceea tot așa cu o copertă de catifea să o numim la 25. Sper că asta să nu fie singura secțiune de ghiozdane, dar nu cred. Astea apar așa mai tech, să le numim, la 100 de lei, pentru că vreau neapărat să iau și un ghiozdan. Uite, asta mi s-a mai părut interesantă, ca un fel de penar, doar că e din plastic, nu știu ce să zic, 4 lei costă. Astea mi se pare că le-am văzut și anul trecut, la 5 lei. Și am văzut aici multe, multe accesorii pe care le puteți agăța, nu știu, la ghiozdan, eventual, uite, și asta e simpatică tare, la 8 lei. Astea deja sunt foarte mari și foarte colorate, aș zice că sunt pentru copii mai mici. Doamne, ce țipă muzica în boxe! Am găsit un stand întreg cu sticăre și, sincer, aș lua unele pentru premiu, dar nu știu pe care, nu știu, astea mi se par drăguțe, așa cu inimioare, dar na, e complicat atunci când nu știi la cine ajunge premiul, pentru că dacă ar fi vorba de o fetiță mai micuță ca și vârstă, aș lua unele mai colorate. Dacă ajunge la o adolescentă, e un pic mai complicat, dar oricum să știți că și în ceea ce privește sticărele aveți de unde alege. Cu LOL, bineînțeles, cu Peppa, că nu putea să lipsească, însă eu totuși vreau să iau un set de sticăre de aici, ca să, nu știu, să vă ajut așa să vă faceți caietele mai drăguțe. Mă îndepărtez de secțiunea de rechizite, dar sper totuși să găsiți ghiozdane, pentru că n-am mai văzut altele. Însă, în drumul meu, voiam să vă arăt că găsiți foarte multe chestii interesante de grădină și se pare că urmează trendul, pentru că se poartă foarte mult bejurile, cremurile, deci, da, încă vă mai puteți face grădina frumoasă. Aici sunt tot felul de vase, chestii din acestea pentru petreceri, ceea ce mă interesează și pe mine. Ia să vedem ce găsim interesant pe aici. Sunt tot felul de farfurii. Uite, astea sunt foarte drăguțe. Zici că nu sunt din carton, că sunt din ceramică eventual. 7 lei, 5 lei setul. Uite, mai sunt și astea în formă de ananas. Găsiți și față de masă de plastic, tot felul de paie. Tacămuri din acestea din lemn, foarte drăguțe, cam 4 lei setul, altă față de masă și aici ce avem? A, scobitor, uite, cu astea puteți face, nu știu, frigărui eventual.
umbreluțe, uite, și seturi de baloane, în funcție de tematica petrecerii, avem acolo cu pirați sau aici cu sirenă. Și ce mai avem, cu fotbal? Nu există cu fotbal. Sau aici ce avem? Cred că avem un set cu o grămadă de baloane. Cred că puteți face aranjamentul acesta, 30 de lei. Mi se pare cam puțin totuși, dar oricum foarte tare ideea, foarte, foarte tare. Și asta cu ce e? Cu verde, cu ananas, cred. Asta ar putea să funcționeze la Luca. Uite, avem și pepeni. Foarte drăguțe astea. Uite, nu le-am mai văzut până acum. Dar, sincer, mă atentează ăsta. Da, trebuie să mă consult cu Alexandra, cea care ne face decorul. Și aici aveți mașină de făcut vată de zahăr sau popcorn. Încă există secțiuni întregi cu produse pentru plajă. Rogojine, prosoape, o grămadă. Hai să ne apropiem un pic să vedem cât ar costa un prosop. Cam 30-25 de lei. Uite, asta mai mare, de 75 ori 150-40 de lei și e foarte drăguț. Asta este modelul. Dar sunt... Upsi! Stați că vreau să las totul drăguț, nu vreau să stric nimic. Sau mai sunt așa, ca niște păturici, practic din material textil, la 20 de lei. Multe, multe produse. Încă le găsiți, tot felul de piscine. Ia să vedem cam la ce preț sunt. Uite, cadă gonflabilă pentru bebeluși, ce drăguț! 50 de lei. Sau mai sunt așa, mai asta mai mare de la Intex. Intex e un brand destul de bun în ceea ce privește piscinele și produsele astea gonflabile. 150 de lei și mai sunt și acolo câteva. Costume de baie de tot felul și rochițe din acestea pentru plajă. Astea știu că erau și anul trecut, pentru că știu că nu m-a încântat materialul. Sper să nu rămân fără voce până la sfârșitul clipului. Ia asta așa la 50 de lei și ia să vedem. Am multe genți de plajă. Ghiozane, dar nu de asta vreau, nu din acestea vreau. Aici shorturi pentru bărbați. Ia să ne mai apropiem să mai vedem un preț la costumele de baie. 35 topul și 35 slipul. Nu sunt așa ieftine, zic eu. Aici tot felul de accesorii pentru sutien. Și hai să ne uităm un pic și la gențile de plajă. Asta e tare drăguță. Good vibes only. Îmi place foarte mult combinația asta de culori. 40 de lei. Mai avem așa. Și 35. 35 și asta cu Aloha Summer. Sau puteți găsi mai simple. Și de asta mi se pare foarte elegantă. Foarte drăguță e asta. Ce încântare pe mine. 35 de lei. Super, super drăguță. Și mai este și peretele acela întreg. Sunt și foarte multe variante de papuci de plajă. Cam la 20-25 de lei din ce observ. Încerc așa să vă fac un tur și să știți că trebuie să vorbesc în continuu, pentru că o să-mi fie foarte greu la editare din cauza muzicii. Uite, găsim și imitații din acestea de crocs la 25 de lei, doar că văd momentan, nu, uite, au și 38 acolo. Sunt și pe negru sau mai sunt așa, varianta asta mai simplă, tot 25 de lei. Oricum, aveți de unde alege și mi-e greu să cred că nu puteți găsi un model pe gustul vostru. Asta în cazul în care urmează să plecați într-o vacanță și să știți că vă invidiez. Am găsit și decorațiunea asta și uitați-vă voi cât e de drăguță pentru un dream board. One world, one dream. Foarte, foarte drăguță. 40 de lei. Sau mai e și acesta de aici cu good vibes. Sau așa, în formă de glob, de hartă, mă rog. Și multe alte decorațiuni pentru casă. Foarte multe rame foto sau pentru diverse certificate la 20 de lei. Acestea mai mici, 15 lei. Și tot așa, uite, și astea sunt foarte drăguțe și elegante. Și secțiunea cu produse pentru casă. Găsiți tot felul de fețe de pernă. 10 lei, 8 lei. Platouri.
A, uite, aici și alte decorațiuni pentru camere. Asta cu roz, foarte haioasă pentru o cameră de fetiță, 25. Acelea pe alb. Uite, și acesta, să-l pui undeva la intrare și să-ți aghiuți cheile aici. Sau altele de acest gen. În mare seamănă cu cele de anul trecut. Mamă, n-am mai fost de un an, de aproape un an la Jumbo, mi se pare foarte ciudat. Și uite, și pomișorul ăsta e drăguț. La 30 de lei. Mi se pare foarte drăguț că au introdus diverse produse pentru, nu știu, pentru o petrecere a burlăcițelor. De ce nu? Uite, sunt tot felul de papuci aici. 7 lei. Care au legătură cu nunta. Vedeți, scrie Bride pe papucei. Sau Team Bride. Exact ce vă ziceam, pentru petrecerea burlăcițelor. Ia să vedem pe șapca asta ce scrie. Bride to be. Vai, cât de drăguțe sunt! Sau uite, mai este decorațiunea asta pe care o puteți face cu baloane. Mai este setul acesta, Bride to be, pe care îl găsiți aici la 10 lei. Și tot felul de minunății. Uite, și ăsta e drăguț. Tot 10 lei. Balon cu bază și fundă. Sau așa, baloane, puteți face ghirlandă. Uite, vedeți că sunt și pentru nunți. Nu doar ce am văzut acolo cu sirene. Aici Mr. and Mrs. Tot felul de baloane de genul acesta. A, uite și asta ce drăguț e. Cu proaspăt căsătoriți. Sau așa, cu albastru. Foarte frumoase. Și asta este o felicitare. Dacă vă duceți la nuntă, că tot e sezonul lor. Sau astea pentru poze, la 5 lei. Ce asta? A, e voal din acela cu pieptăne pe care îl mai pun fetele la petreceri. Astea sunt brățări Team Bride sau așa, care se pun, nu știu, îmi scap acum denumirea, se pun așa pe corp. Panglică, așa că nu-mi venea, și insigna asta cu Bride to be. Deci, dacă urmează să vă duceți la o petrecere a burlăcițelor sau la nuntă, puteți veni aici că găsiți decorații. Nu, că nu pot să mă abțin, trebuie să vă arăt chestiile astea. Deci, în primul rând, paharul ăsta Team Bride. Foarte drăguț. Bine, iese dintr-un plastic. Da. Ca de Jumbo, dar, băi, mi se par super drăguțe. Și acesta, pe care scrie Bride. Doamne! Deci, de ce nu erau și pe vremea mea chestiile astea? Aveți acolo și farfurii, șervețele. Uite, și paharele astea din plastic, dar care imită paharele de șampanie. 7 lei paharul de șampanie, 15 lei paharul din plastic pentru vin și 13 acesta cu capac așa, cu pai. Dar ăsta... Deci mi se pare foarte drăguț și pentru a fi făcut cadou. Găsiți și decorațiuni pentru baby shower sau gender reveal mai degrabă. Vedeți că aveți aici boy or girl și puteți face voi la fel ghirlandele astea. Hai să vă arăt și totuși ce conține un pachet de acest gen. Uite, aveți aici toate informațiile. Sau față de masă, tot așa pentru gender reveal, tot felul de astfel de baloane. Găsim și pahare, boy or girl. Foarte, foarte drăguțe. Uite și șervețele. Deci da, chiar mă bucur. Farfurii jos, mai mici, mai mari. Chiar mă bucur că au băgat astfel de produse în Jumbo, pentru că erau destul de greu de găsit. Și uite, aici avem și pentru o petrecere cu animăluțe. Sper să găsesc totuși și cu fotbal. Am găsit aici o secțiune cu fotbal, dar din păcate nici o ghirlandă care să mă poată ajuta. Și oricum este pe albastru toată situația asta, iar noi avem verde cu negru. Dar, da, nu e nicio problemă că se descurcă Creating Feelings să ne facă decorațiuni foarte frumoase. Dar, oricum, aveți aici și cu jocuri video, multe, multe tematici pe care le acoperă cei de la Jumbo. Uite, și unicorn, tot ce vă trebuie. Și, în sfârșit, am găsit și paie din sticlă drepte. 4 bucăți, 5 lei. Sau mai sunt așa colorate, 3 bucăți tot la 5 lei, dar nu am nevoie. Sau mai sunt aici o grămadă de paie din metal. Și uite, astea mi s-au părut drăguțe, foarte colorate, așa la 8 lei.
Și astea sunt drăguțe. Aveți două drepte și două înclinate. Foarte interesant. Așa aurii. Asta ce-o fi? Asta cred că e pentru cocktail, mă gândesc. Nu știu. 2,50 lei sau așa un set la 2 lei cu pai și perie, care vin așa în săculețul acesta. M-a ajuns și în partea cu produse pentru bucătărie și cineva îmi recomandase mixerul acesta manual de la Jumbo, deci ca să știți că au și este 15 lei aici. Sigur, sigur, am dat mai mult pe cel din DM și au așa și la 20 de lei. Scrie aici cappuccino creamer și este foarte subțire, dacă vedeți în comparație cu ăsta, da. Deci, găsiți și așa variante mici. Ajungem încet, încet la secțiunea cu produse pentru beauty. Ce mă îngrijorează pe mine foarte tare e că nu am găsit momentan ghiozdan și nu-mi place chestia asta. În fine, am ajuns aici la secțiunea pentru unghii și avem oje. Astea sunt folii din acelea pe care le puteți folosi să vă scoateți oja semi ca să stați cu acetona până când se dizolvă. Uite, asta e o pensetă pentru a apuca ștrasuri. Aici niște biluțe așa pentru unghii. Sau uite, aveți aici ștrasuri. Foarte drăguțe sunt astea, lăsați că voi nu vedeți nimic, mă uitam eu. Lăsați un pic să ne uităm mai la lumină. Drăguțele, zice eu. Și sunt pe mai multe culori, mai mici, mai mari. A, uite, sunt și așa. 3-4 lei, cam acestea sunt prețurile. Tot felul de pensule, ustensile. Uite, avem și așa ceva. Pentru nail art. Sau astea de aici de sus. Tot felul de unghii false, dar na. Nu cred că rezistă mai mult de jumătate de oră. Uite și aici pernuță din aceea, în genul acelea pe care am luat-o eu de pe Shein, 10 lei. Astea le puteți, în cazul în care vă ocupați cu unghii, aceasta este o paletă pentru mostră, pentru a colora voi fiecare unghie cu oja pe care o aveți și astfel se pot uita clientele mai ușor. File, bafăre și o grămadă de forfecuțe, dar nu mai am curaj. Deci nu nimeresc efectiv forfecuțele, așa că nu mai am curaj să iau. Poate când o fi târg. Știu că e un târg la Romexpo, dar cred că prin toamnă o să mă duc acolo să mai încerc norocul. Dar multe, multe produse. Și uite, aici începe secțiunea pentru machiaj și aveți tot felul de bureței, dar nu, nici aici nu mai am curaj, tot felul de pensule de toate dimensiunile, formele, nevoile. Uite ce formă are asta. Asta e pentru contouring. La 10 lei. Astea sunt foarte vechi și să știți că am avut una de blush foarte bună. Deci chiar mi-a plăcut și le recomand. Uite și asta e drăguță. Deci găsiți pensule, uite, găsiți și seturi dacă vreți. Și aici produse de make-up, palete, highlighter, blush. Uite o paletă aici de highlighter foarte drăguță. Pudră, setting powder, nuanța asta banana care tot așa a făcut furori. Uite și aici instrument din acela care te ajută să strasezi linia de tuș. Vedeți, are o ștampilă aici cu care poți face codița și apoi cu vârful acesta trasezi, unești practic. Codița cu restul pleoapei. Ce mai avem pe aici? Ha, ce drăguț! Sticăre din acestea care te ajută la machiaj să nu mai depășești conturul. Accesorii pentru față, dacă vă duceți, nu știu, la o petrecere, până la Halloween mai e ceva. Uite, sunt și astea de aici de jos, mai micuțe, că în rest mi se par un pic cam prea mari. Mi-am luat o dată de Halloween ceva de aici, dar din păcate nu stăteau bine lipite pe față. Și aici mai avem o secțiune cu multe variante de oglinzi. Rujuri mate pe sus, ondulatoare de gene, da. Parcă sunt mai multe decât de obicei. Am revenit în mașină, să știți că am făcut câteva cumpărături și pentru mine. Am rezolvat și cu giveaway-ul, mai puțin penarul. Să știți că exact spre ieșire
abia începuseră să pună ghiozdanele. Deci am reușit să găsesc unul care îmi place foarte, foarte mult. Nu mai țin sigur minte dacă e la fel ca anul trecut, dar firma știu sigur că e aceeași, pentru că mi se par foarte calitative și foarte drăguțe, dar n-am reușit să găsesc penar. O să rezolv cumva situația și trebuie să o rezolv cât de repede se poate ca să pot să filmez și giveaway-ul, să dăm drumul și să vă puteți înscrie. Vă spusesem când am intrat în Jumbo că m-au luat așa puține emoții, pentru că am ajuns aici și mi-am dat seama că nu aveam portofel. Pe lângă faptul că am mers fără acte, n-aveam nici monedă de 50 de bani, am cerșit o monedă de 50 de bani la cineva. Apreciez că mi-a oferit-o, din păcate nu mai pot returna, dar na. Mă bucur că am putut rezolva, deci am plecat efectiv cu geanta în care mi-am pus cheile de la mașină și atât. Și știu și de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că în momentul în care am ieșit pe ușă vorbeam la telefon și nu eram atentă. Așa că aia este. Bine că am făcut rost de 50 de bani și că nu mă opri poliția, sper să nu mă oprească nici în drum spre casă. M-am gândit să vă arăt ce mi-am cumpărat pentru mine, ca să nu mai stau să ajung acasă și să mă pierdem timpul. Asta e ideea și timpul este prețios în zilele noastre. Așa că o să facem un haul din mașină. Nu cred că am mai făcut acest lucru până acum, dar sper să vă placă. Oricum nu sunt foarte, foarte multe produse. Prețurile, ca de obicei, le veți găsi afișate pe ecran. Hai să încep cu produsele astea mari. Mi-am luat de la secțiunea aceea cu produse pentru sală chestia asta. Deci este un accesoriu care te poate ajuta să faci flotări. Și face și Luca flotări, fac și eu flotări. Și mi s-a părut foarte interesant. De ce? Pentru că, dacă vedeți aici, mânerele astea se pot modifica în funcție de zona pe care vrei să o lucrezi. Și anume, poți lucra umeri, spate, triceps sau piept. Și mi s-a părut foarte interesantă nebunia asta. Nu cred că am mai văzut-o până acum. Și cred că ne va ajuta pe amândoi. Și scrie aici: exercitați un mușchi diferit schimbând poziția mânerelor. Nu știu cât de bună a fost traducerea. Suport pliabil pentru stocare și transport ușor, sigur și confortabil, ușor și rezistent, antiperspirant, anti-alunecare. Rămâne de văzut, v-am zis, mi s-a părut interesantă treaba și uite, aveți aici și dimensiunile, aici jos, 64x18. Bun, hai să le pun în spate. Tot de la secțiunea aceea pentru sală, am luat până la urmă săculeții și am luat pe aceștia de 1 kg, parcă, da. Două bucăți se pot pune atât la mâini cât și la picioare și vă ajută foarte tare în momentul în care faceți diverse exerciții. Pentru că mi-era sete, ceva total neinteresant, am luat o sticlă de apă și o să beau o gură. Sper să nu mi se încingă telefonul iar. Pentru că dacă se încinge și se oprește, o să continuăm acasă, ia să văd. Da, se încinge. Super! Așa, pe lângă sete mi-era și foame și am vrut să mai încercăm, cred că sunt produse din Grecia, zic eu, de la un brand Bioanta sau ceva, niște chestii în acestea umplute cu cremă de alune. Da, o să mi se închide telefonul că deja s-a întunecat. Apoi am luat niște lumânări pentru Luca. Stați să văd dacă le găsesc. Bineînțeles că i-am dat mesaj. Nu știu de ce am senzația că am mai luat lumânări sau am luat baloane, nu mai țin minte, ceva din Sinsei. L-am luat pe acestea, 1 și 0. Sunt ele cam cu sclipici, dar aia e. Aia e, aia e, aia e. Am luat pentru Luca două picuri. Am zis că dacă tot sunt aici, le-am văzut, zic hai să le iau să fie. Am luat, acest creion mecanic de la Faber-Castell. Sunt ok, acum l-am luat să fie. Nu știu exact ce o să-i trebuiască lui la școală, rămâne de văzut. Bineînțeles că nu m-am putut abține și am luat setul acesta de paie de sticlă. Sunt 4 bucăți. Un set de pixuri, pentru că o să mai am nevoie pe la salon, întotdeauna rămânem fără pixuri. Și mi s-a părut un preț foarte bun și până la urmă e vorba despre niște pixuri, cât ori funcționa, ori funcționa. Asta v-am arătat-o, nu v-am arătat-o. Am luat niște felicitări. Pentru că întotdeauna când trebuie să mergem la ziua cuiva, îmi dau seama că nu am felicitări și le-am luat să fie. În primul rând aceasta, Hip Hip Hooray, este așa, să zicem, unisex, pentru că nu e cu fotbal sau ceva. Am mai luat-o pe aceasta tot așa unisex.
Ce scrie? Hope you have a very happy birthday. Foarte drăguță și aici este puțin ieșit în relief semnul cu happy birthday. Au și plic. Și am mai luat-o pe aceasta care mi s-a părut foarte, foarte drăguță. Bineînțeles că este în tematica fotbalului și dacă vedeți, are niște steluțe aici care se mișcă. Foarte, foarte drăguțe, mi-au plăcut mult. Și aveau multe și pentru fete, bineînțeles. Am luat până la urmă setul acesta de baloane pentru a face acea ghirlandă. Nu știu, sunt curioasă să vedem dacă va ieși ceva. Evident că mă va ajuta Alexandra să o fac. Dar am zis să încercăm să vedem care-i treaba, pentru că mi s-a părut că avea un preț bun pentru 60 de bucăți. Zic eu că a fost ok. Am luat un set de capse, ceva efectiv total neinteresant. Nu sunteți pregătiți pentru asta, deci nu sunteți. Ia uitați-vă ce am luat. Este tot ca un cordon din acela pentru păr, doar că nu-l pui de aici, îl pui cumva la jumatea capului și dacă vedeți, are niște tentacule așa în jos, în jurul cărora vei răsuci părul. Și jos are un elastic. Acum, nu știu sigur dacă funcționează, habar nu am, dar am zis să încerc să mai bag o fisă cu genul acesta de produs. Brandul este Omnia și au destul de multe produse de la brandul acesta, ondulatoare de păr, mă rog, tot felul de nebunii. Am luat șosete pentru Luca, pentru că cele pe care le aveam i-au rămas mici, 31-34, se apropie de mărimea mea, de 38. Și ce mai avem? Am luat două produse pentru unghii. În primul rând acestea. Este, nu știu, ca un fel de sclipici în fiecare borcanel, habar n-am, cred, așa pare, și cu o pulbere. O să văd exact cum funcționează, pentru că nu știu. Argintiu și albastru. Aveau destul de multe decorațiuni și cred că ați văzut că am filmat. Și până la urmă am luat și pietricelele astea pe care vi le-am arătat. Și mai am două produse și am terminat. Mi s-a făcut poftă. Mi-e foame și de aia. Mi s-a făcut poftă. Am luat niște chipsuri din acestea. Nu știu, sper să o să le verific un pic acasă, să văd cât de sănătoase sunt. Da, expiră și în noiembrie, deci trebuie să ne grăbim. Acestea sunt cu sare de mare și acestea cu smântână și ierburi. Mi s-au părut interesante, poate altceva și nu cred că se găsesc la noi. Produs în Estonia. Ok, da. Cam asta am luat pentru noi. Hai că am rezolvat și holul aici. Bine că m-a lăsat să termin holul. Evident că s-a închis, evident că s-a supraîncins. Vreau să vă zic că în secunda aceasta, pe bord, îmi arată 45 de grade. Nu, stați că trebuie să vă arăt. 45 de grade! E adevărat că mașina mea a stat în soare până când am ieșit, dar... What? Așa că trebuie să-i dăm crezare că s-a supraîncins. Da, cred că rămăsesem la mulțumiri. La faptul că vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest clip. Și să știți că am observat că au început să se aboneze mai multe persoane la acest canal. Și pentru asta vă mulțumesc din suflet, pentru că am văzut acolo o creștere a cifrelor. Mulțumesc tare, tare mult și vă încurajez în continuare să vă abonați, pentru că cel mai probabil... Următorul clip va fi cel în care vom da drumul la giveaway-ul Back to School, asta cu rezerva, că trebuie să rezolv cu penarul. Așa că sper că vă place contentul meu și că merit să vă abonați la acest canal și vă mulțumesc din tot sufletul că faceți acest lucru. Bun, cam asta a fost pentru astăzi, abia aștept să ne revedem data viitoare cu un nou clip de la 2:30. And remember, smile!